când scoatem bani de la bancomat, se recomandă să fim cât se poate de atenți. Și la ecran, și în jurul nostru. Nu se știe niciodată cine e în preajmă și cât îi sunt de dragi banii noștri. Comunicați pentru 4411. Deplasați-vă de urgență pe bulevardul Deceval numărul 16, bloc S5, scara B, intrarea din spate. Un bărbat a sunat că a fost tâlhărit de doi indivizi chiar în scara clădirii în care locuiește. Apelantul se numește Eugen Voichiță. Excepțional, deplasăm. Bună ziua. Inspector de poliție Cneașanu. Domnule Eugen? Așa. Sunt domnule locatar. Eugen, dați. Da, ați Eugen, voi. Dumneavoastră la 112. Da, da. Eu locuiesc aici Eugen? Pe scara asta, domne, și trebuia să m-am dus la bancomat ca să scot 8000 astăzi acum, 8000 de lei ca să duc pentru băiatul meu care se căsătorește a doua oară și cum să vă zic? La ce bancomat? Am fost și la asta de aici, era plin de bani, ăsta nu era blocat. Abia am mers pe jos vreo două stații de la Mihai Bravo. Acum cât timp ați fost la bancomat? Băi, nu e o jumătate de oră și am venit. Ce mi s-a părut acolo? Doi indivizi, doamne și domnule, suspect, în care s-au dat așa într-o parte, eu am băgat cardul, în timp ce dumneavoastră erați la bancomat. Sigur. Ați ei produs cardul. N-au mai făcut nicio operație. Doi bărbați acolo, da, exact. În spatele dumneavoastră. Da, așa. Da. Nu, erau în fața mea, dar ei s-au dat într-o parte și mi-au făcut loc. Așa. Am înțeles. Eu am băgat cardul, mi-am scos cei 8000 de lei și deși m-am mai uitat așa cu coada ochiul, n-au mai făcut nicio operație. Dacă vreți, vedeți. V-au urmărit până la bloc. Da, până la bloc. Și ce s-a întâmplat aici? Aici, ce să vă spun, când am intrat așa în scara blocului, n-am apucat să intru prea bine, au fugit după mine. În interiorul? În interiorul scării, așa, am apăsat să și la un moment dat unul a scos cuțitul așa să înfigă mine și a zis... Sunteți rănit? Nu, dar unul mi-a dat aici cu pumnul, am căzut jos și mi-a smuls borseta. Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Mă rog, doamna părțisă, că am avut cheile să ajung. Nu chemați ambulanța, vă mulțumesc. Nu aveți nevoie de îngrijiri medicale, sunteți sigur? Sigur, doamna. Ați avut o borsetă, să înțeleg. Da. Am avut cu cei 8000 de lei și cu cardul. Norocul meu că, uitați, am avut cheile ca să ajung sus la apartament și să sun, să-mi iau... Și au tăiat borseta cu un cuțit au tras, că eu n-am mai simțit nimic acum în moment. Acum cât timp au plecat aici? Nu sunt multe minute, acum câteva minute. Pe unde au plecat? Au fugit așa pe aici, în spate, și pe aici, prin a doua. Cum arătau? Vă puteți aduce aminte? Da, vă spun imediat. Erau doi indivizi bine făcuți, cu barba amândoi. Unul rețin că avea și ochelari și, cum să vă zic eu, unul avea cuțitul și unul mi-a dat, doamna, așa și am căzut. Cum erau îmbrăcați? Erau așa, într-un trening negru și aveau lure atletic, așa, voi nici să... Dă-i în atenție, te rog. 4.40, aș dori să dau un atenție. Doi indivizi, unul în trening negru, ambii poartă barbă, legătură cu trăhăria de pe bulevardul Deceval. Recepționat 4411, dăm în atenție. Către toate echipajele, dăm în atenție doi bărbați de înălțime medie cu barbă, îmbrăcați în negru, unul dintre aceștia fiind mai corpulent. Sunt căutați pentru săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie. Blocul este prevăzut cu sistem de supraveghere video, care cel mai probabil a surprins momentul producerii infracțiunii, precum și autorii. Uitați! O să vă rog să nu mai atingeți!
Dacă spuneți că s-a întâmplat acum câteva minute, a venit peste mine, când am ajuns în dreptul la ușă acolo să apăs pe butonul de la lift, se trimite și grupa operativă la fața locului. Recepționat 4411. Și celălalt mi-a dat în rinichi aici și am căzut jos. Mi s-a smuls această borsetă cu 8.000 de lei și după aceea ei au fugit pe ușa aceea din spate. Am luat legătura cu administratorul blocului, o doamnă care ne va pune la dispoziție de îndată înregistrările. Vai, vai, dar sunteți bine? Am rugăminte dacă dumneavoastră aveți sigur, imagine. Sigur, sigur, acum, imediat. Dați-ne tot concursul. Sigur. Înainte de toate, cum vorbiți dumneavoastră? Venera Dulău. Da. Data nașterii? 23.09.1981. În regulă, mulțumim. Cu plăcere. Poftiți. Haideți să vedem. Se poate să Da, vă rog, vă rog. Da, vă rog frumos. Aici ați purtat vreo discuție cu cei doi? Nu, i-am zis, ce-i cu voi, mă, că... Așa, și aici ăsta îmi pune cuțitul la gât, celălalt mă lovește la coapse și cad jos și îmi ia. Uite, ăsta are ochelari, vedeți? Ăsta mai e solid. Te rog să dai semnalamentele pe care nu le-ai furnizat până acum. Da. 4410. Comunicați 4411. Revin cu informații despre cei doi autori ai tâlhăriei. Ambii sunt îmbrăcați în negru, unul dintre ei poartă Adidas albi, ambii au barbă, unul dintre ei are părul ridicat în sus, celălalt părul puțin îndat într-o parte și mai lung. Recepționat 4411. Colegii au ajuns pentru efectuarea cercetării la fața locului, iar noi am plecat în zona bancomatului de unde cei doi indivizi au urmărit persoana vătămată în vederea efectuării unor verificări. Te uiți puțin. Zona. Da, poate îi vedem. Îmbrăcați negru amândoi, da. Nu avea pe tricou niște inscripții. Da, da, da. Un imprimeu. Și unul dintre ei avea Adidas și albi. Uite, Alex. Stai, poliția! Stai pe loc! Poliția, stai pe loc! Stai pe loc, oprește-te! Rămâi pe loc, te-am spus! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc, te purtă! Te purtă! Stai, mâna în lateral! Pune mâna în lateral, pâine în lateral! Mâna în lateral! Gata, gata, gata! Gata! Stai pe bună! Dă-mi uita loc! Lăsați puțin ce-am făcut, de ce-mi pune cretul? Stai liniștit, potoleșul-te. Hai, dă mâna la asta la spate. Hai, ușor. Ușor. Ia zi, ce-i la tine? Ia de piciorul ăsta. Ce-i aici? Pachetul de țigări. La trei ne ridicăm, da? Hai, și... Hai, hai. Suspectul a fost imobilizat. Mă deplasez cu el sus. Ca pantalonii! Ca pantalonii! Păi și voi acum de unde veniți? De acasă. De acasă? Da. Hai, urcă! Hai! Hai, ai grijă la cap. Dar ce-am făcut? De ce ați fugit? M-a speriat. De ce ai fugit? M-a speriat. Păi și dacă te sperii de poliție? M-a speriat și... Fai pe mașină, fai pe mașină, Alex. Fai pe mașină? Hai la mașină. Nu știu de ce poliție pe mine. Hai la mașină. 44-10, 44-11, avem nevoie de un echipaj sprijin pentru transport la secție. Am depusat pe cei doi. Recepționat 44-11, trimitem un echipaj sprijin. Depărtează picioarele. Ce e aici? Cheia mea de la mașină. Cheia de la mașină. Unde e mașina? Parcată mai încolo. Mai încolo unde? Mai încolo pe stradă. Da? Aici ce-ai? Da. E un cadou. Ce cadou e ăsta? Am primit un cadou, dar... E cadou cu care ați tăiat borseta, nu? Nu. Nu? Unde-i borseta? Nu știu borseta. Unde-s banii? Nu știu ce bani. Nu? Nu știu ce bani. Ce făceați la bancomat aici? Colegul tău mi-a spus exact ce ați făcut, de unde veniți și ce s-a întâmplat mai devreme. Și ar fi bine să auzim și varianta ta. Hai să ne pădurim cu asta, că nu, adică nu am făcut nimic, nu știu despre ce vorbiți. S-a auzit mașina?
Da, e în parcare acolo, Alex. E acolo, okay, în parcare. Scuze, hai să facem și un control auto. Ăsta rămâne la noi. Ok. Unde ați fost mai devreme? Da, eram, ce l-ai folosit? Eram cu prietenul meu și... Și v-ați gândit să faceți văză niște bani, nu? Nu. S-ați ieșit la bancomate și pândiți lumea sau nu? Nu. Nu, păi nu, ce? Am stat aici și coadă, am stat aici, era un om pe care îl cunoșteam, adică a fost o glumă, păi n-are... El mi-a spus că a fost ideea ta, că tu ai venit cu ideea asta. Nu a fost ideea mea, a fost ideea lui. Adică el a zis că avem nevoie de... Așa? Și m-am băgat și eu, dar n-am avem nevoie de... Te-am rugat să faci o propoziție cap-coadă. Avem nevoie de... A zis că avem nevoie de niște bani, că trebuie să plătim niște datorii și că... Așa, și cum, mai... cum ați gândit să voi să faceți rost de bani ăștia? Haideți, vă rog eu din suflet, haideți! Haide, niciun haideți. Spune tot ce s-a întâmplat. El mi-a spus și ar fi bine pentru tine ca să nu intri mai rău. El mi-a spus tot ce s-a întâmplat și cam tu ești vinovatul principal. Vă rog eu din suflet, În final, acesta a recunoscut săvârșirea faptei, așa cum a fost descrisă și de persoana vătămată. Am procedat la efectuarea controlului autoturismului, context în care, în interior, am găsit mai multe componente ale unui bancomat, carduri bancare, precum și borseta persoanei vătămate. Explică-ne, te rog frumos, ce găsim acolo. Sunt ale lui, nu sunt ale mele. Ale lui la tine în mașină. Le-am deschis mașina, a zis că vrea să bage ceva, nu m-am uitat. Păi cum nu te-ai uitat? Nu m-am uitat. Pentru că aveți și uneltele necesare, aveți... Nu știu, el le-a băgat. Da? Eu doar am condus. Și borseta aia? A cui este? Nu știu. Ăsta de l-ați scos sau? Nu știu. Urma să-l puneți. Nu știu. Nu știi? Nu știu. Văd că te-ai schimbat la față. Nu știu. Nu mai vorbim doar de o borsetă, vorbim de cu totul altceva în momentul ăsta. Nu cunosc, nu am, eu doar am condus. Adică ce faceți voi aici este o treabă organizată. Confirm, 4410, este vorba de o față de bancomat. Solicitați, vă rog, colegii de la PCCO. Recepționat, 4411, trimitem grupa operativă și brigada de combatere a criminalității organizate. Ce găsim în borsetă? Borseta domnului Eugen. Cardul de la bancomat pe numele domnului. Nici măcar nu v-ați obosit să... Of. Plăcuțe? De data asta s-a nimerit să aibă plăcuțele bune pe mașină, cred că numele lui. Ce cu astea? Ce faci cu alte plăcuțe? Nu știu, v-am spus că doar conduc. Doar conduci? Da. O mașină pe numele tău, pe care o folosești în scopul ăsta. Da? Răspunde-mi, asta l-ați luat sau urmează să-l puneți? Nu, nu știu. De nu fapt știu. E zi afară, mă gândesc că urmează la noapte să-l puneți, nu? Nu știu, n-am... De asta ai parcă... Eu doar am condus. Ce să vă mai zic mai mult? Doar am condus! De asta ai bonuri de la mai multe parcări din zonă? Ai verificat care bancomat e mai bun, nu? Cei doi bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetări a reieșit faptul că persoanele bănuite ar fi implicate și în comiterea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Cazul a fost preluat de către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București pentru competentă soluționare. Pentru găsirea și salvarea unui om aflat în pericol, oamenii legii trebuie să valorifice cât mai rapid cu putință toate indiciile pe care le adună. Ne va convinge de asta în minutele următoare. Un caz plin de suspans și acțiune. Poliția, ce urgență aveți? Cum vă numiți și unde vă aflați?
Când ați vorbit ultima dată cu soțul? Ați mai încercat să-l sunați? Am rugămintea să vă calmați și să ne anunțați dacă mai luați legătura cu soțul dumneavoastră. Vă rog să așteptați la adresă. Trimitem imediat un echipaj de poliție la fața locului. 4411, 4410. Comunicați. Deplasați-vă dumneavoastră, vă rog, pe strada Marinarilor, numărul 7. Bloc 13, scara A, etaj 1, apartamentul 2. O doamnă ne-a apelat deoarece este îngrijorată pentru soțul ei. Acesta i-a spus că pleacă de acasă pentru o jumătate de oră și nu s-a mai întors. A încercat să ia legătura cu el, însă convorbirea s-a întrerupt brusc, iar soțul ei părea în pericol. Da, recepționar, ne deplasăm. Apelanta se numește Florina Pascu. Vă rog, mergeți să verificați la adresă. Mergem, prioritar. Doamna Florina Pascu. Da, 4410, ne deplasăm în regim prioritar. Undeva aici pe dreapta ar trebui să fie blocul. Da, intrarea e pe aici. Ce sunt la scări? Aici, în dreapta. Hai, pe partea de aici. Vezi cu spatele. Meu a plecat de acasă acum 2 ore. Ia uite, tată, stai să-ți arăt ce pot să fac, ia uite. Eu fac de toate, fac pistoane. Ia uite, au și mâinile de pe volan, ia uite. La ce ați venit aici? Vreau și eu să știu. Mâinile pe volan! Oprește-motor! Uită-te la mine! Oprește-motor! Uită-te la mine! Fugi, bă! Calmează-te, calmează-te! Și agent principal Neagu de la doamna Pascu? Da, Florina Pascu. Dumneavoastră ți-a apelat 112. Da? Ce s-a întâmplat? Am avut niște probleme cu soțul meu. Vă rog, poftiți. Se poate să... Da, cum să... Da? Aici. Aici e da, 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 mulțumesc. Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Soțul meu a plecat de acasă acum 2 ore și mi-a spus că lipsește jumătate de oră. Și nu mai venit. Mi-a spus că merge să se întâlnească cu un prieten. Și v-a zis unde exact se întâlnește? Nu, absolut nimic. L-am sunat acum și mi-a răspuns la telefon. Am auzit o voce, ce faci mă acolo? După care s-a întrerupt. Era vocea mi se părea sau... cunoscută? Nu, nu era o voce cunoscută. V-a răspuns soțul la telefon și pe fundal ați auzit o altă voce. Exact. Ce faci mă? Da, ce faci mă acolo? După am care înțeles. S-a auzit un zgomot și s-a întrerupt. Și ați încercat să reapelați? Încerca să reapele și nu am mai cu ce prieten a ieșit? Nu știu exact. Cred că a ieșit cu unul dintre prietenii lui cel mai bun, Cristian Soare se numește, dar nu știu nimic deocamdată. L-ați sunat și pe domnul Cristian Soare? Da, l-am sunat mai devreme, nu mi-a răspuns. Dar sună telefonul? Atunci nu a sunat. Vocea vi se părea cunoscută de pe fundal? Ar fi putut să fie a lui Cristian? Să în niciun caz. În niciun caz. Pe Cristian îl cunosc foarte bine. Sunt prieteni deci de viață. Deci era o voce pe care nu o cunoașteți. Nu, nu o cunoșteam. Puteți să-i mai dați un telefon lui domnul Cristian? Dacă îmi permiteți, da. Eu o să mă încerc încă o dată. Da? Mulțumesc frumos. Și pe mine m-a ajutat foarte mult. Dați-l pe speaker. L-am dat pe speaker, da. S-a auzit și dumneavoastră. Alo? Alo? Cristian? Da, Suri. Știi ceva de Răzvan? Da, măi, ne-am văzut, dar m-a rugat să-l împrumut cu niște bani. Dar n-am de unde, Suri, 15.000 de lei și știi
știi că... Cristian, permiteți? Cristian, da. Ascultă-mă, te rog. Tu ești pe speaker, eu am fost îngrijorată și eu am anunțat poliția. Te rog frumos să răspunzi poliției. Ok. Bine. Alo, bună ziua. Bună ziua. Inspectorul de poliție Crimea Ieșanu. Doamna Pascu ne-a sesizat cu privire la faptul că soțul dânsei nu s-a mai întors acasă și că s-ar fi văzut cu dumneavoastră. Deci am înțeles în conversația dumneavoastră telefonică, acum 2-3 ore v-ați întâlnit cu domnul Răzvan, da? Da, ne-am întâlnit. Unde anume v-ați întâlnit? La o cafenea, la Câțu, în centru. Nu am înțeles că este vorba despre un împrumut, v-a solicitat o sumă de bani? Da, m-a întrebat dacă am ce să-l împrumut cu tana, ce am 15.000 de lei, nu am avut o v-a spus și pentru ce? Cunoașteți să aibă probleme? Nu știu, poate cu serviciu să fie avut, habar n-am, dar nu... Trebuie la serviciu. Adică am mai avut probleme, mi-am mai împrumutat unul pe altul, da, să suntem prieteni de viață, mergem la pescuit împreună. Înțeleg de la doamna Pascu că are un serviciu, îi aparține și ar avea probleme la serviciu sau ce anume s-a întâmplat, ce v-a povestit? Păi nu mi-a povestit nimeni, mi-a zis că are nevoie de bani ăștia acum urgent și că... Nu, că mi-i dă, poate de repede, dar nu, asta era problema lui, dar după aia a primit un telefon și a zis că trebuie să plece repede. V-a spus unde? Că să ajungă la servici, nu, că trebuie să ajungă la servici, nu știu ce. Deci la serviciul dânsului? Da, așa mi-a zis că trebuie să plece la servici. V-a mai contactat după aia? După ce v-ați întâlnit? Nu. Nu v-a mai contactat, n-ați mai luat legătura cu el? Păi n-am mai luat chiar, avem rugămintea ca dumneavoastră dacă luați legătura... Avem rugămintea, dacă luați legătura cu domnul Răzvan, să o sunați pe soția dânsului și să-i transmiteți acest lucru. Ok. La revedere. Să înțeleg că este serviciul familiei, serviul dumneavoastră. Da, este afacerea noastră personală. Este administrator. Ok, câți angajați are? Un singur angajat, un mecanic. Și lucrează și el. Ce program are serviciul? Non-stop. Este un serviciu, singurul serviciu non-stop de pe colț, strada Secuiesc. Are, da, cunoaștem. Exact. Are și vulcanizare. Am înțeles. Știți să aibă probleme, să aibă probleme cu banii, să vă fi spus că este sunat de anumite persoane sau... N-am avut niciodată probleme. În regulă, noi o să mergem să verificăm la serviciu. Vă mulțumesc mult. Să vedem exact dacă este acolo sau nu. Serviciul bărbatului este destul de aproape de locuința acestuia. Verificăm toate pistele, așa că ne vom deplasa chiar acum la adresa indicată de soția acestuia. 4410, 4411. Comunicați 4411. Ne deplasăm pe strada Secuienu la serviciul auto. Domnul Pascu este administrator acolo și avem informații că este posibil. Recepționat 4411. Aici se află. Bună seara. Inspectorul Poliției Crimea Ieșanu. Modolin. Modolin și mai cum? Modolin Corbea. Lucrați aici la serviciu? Da. Dar ce s-a întâmplat? Ce? Ce funcție aveți aici? Eu fac de toate. Fac pistoane, fac roți, mai, fac... Mai ușor, modul... mai ușor cu faceți de toate. Am înțeles. Asta faceți de toate, da? Asta m-ați întrebat cum adică mai ușor? Numele angajatului e altul. Nu e Modolin Corbea, din ce am înțeles. Cum adică? Din verificările noastre altul e numele angajatului. Faptul că acesta prezenta un comportament violent, dar și anumite detalii din serviciu pe care le-am observat, ne-au creat suspiciunea că bărbatul nu este cine pretinde. Păi din verificările dumneavoastră ale cui? Sunteți singur aici? Cine e în interior? Sunt singur, da, a plecat toată lumea. Dumneavoastră, haideți în interior. Unde e șeful dumneavoastră? A plecat, eu știu, n-a venit astăzi. N-a venit astăzi. N-a venit azi deloc? N-a venit astăzi. Și v-a lăsat pe dumneavoastră singur aici? Păi nu, dacă eu fac... Șeful nu prea face. Eu pac pe aici, eu pac, pac. Ce pac, pac? Păi eu lucrez la asta, dacă ați venit cu mașina să știți că nu e niciun fel de problemă, eu vă ajut. Nu, nu, mulțumim. Întrebarea e alta. Șeful n-a venit deloc azi aici? Nu, dacă v-am spus că n-a venit... Noi știm că a fost mai devreme aici. Păi de unde știți? Dacă eu vă zic... Cum adică dacă de unde știm? Ne interogați dumneavoastră de noi? Dar de ce țipați la mine? Stați așa, hai să o luăm încet. Păi nu mi se pare, hai să o luăm încet. Da? La ce ați venit aici? Vreau și eu să știu. Un act de identitate, vă rog să ne prezentați. Cum vă numiți? Nu am buletin la mine. V-am spus Modolin Corbea. Și data nașterii? Data nașterii
E 22 august 88. Da, este în regulă, sunt bune datele. Sunt bune datele, normal că sunt bune. Ați venit aici sunt peste bune mine datele, dar nu sunteți angajatul. Cum adică nu sunt angajat? Numele angajatului e diferit. Bă, cum adică dacă eu lucrez aici, cum adică cum am intrat eu aici dacă eu lucrez aici? Eu lucrez în fiecare zi. Cum adică? Păi, nu vedeți că e deschis? Am mașină acolo, nu vedeți că e capota ridicată? E zona noastră și cunoaștem serviciul și cunoaștem și angajații. Păi și atunci acum nu mă știți pe mine? Din păcate nu vă știm. Cum? Dar ce, treceți pe aici? Sunteți nou venit sau? Nu, cum să fiu eu nou venit? Eu lucrez de cât timp aici? De vreo jumătate de an. Și așa cu geacă de piele lucrați la serviciu? Păi da, plecam, că e noapte afară. Păi ce mâine să... aveți nimic. Păi mi se pare că sunt... Păi da, mă, m-am, ce să fac? Mă duc și eu la nevastă mea așa, jegos. Mă duc da, și eu să curat cu mos. Domnul Cornea, nu mai vorbiți peste noi. Urma să plecați acasă acum? Păi da, vorbesc, dacă mă întrebați, eu vorbesc. Eu văd că lucrați, că sunt în funcțiune aceste aparate, nu că urma să plecați acasă. Păi ce mai e funcțiune? Că nu e... Ce observ? Păi că asta spun că e capota deschisă la mașină și că lucrați la ea. Păi da, pentru mâine, păi asta spun. Mâine mă întorc și lucrez. E noapte până la ce oră lucrează omul? N-am și eu nevastă, n-am și eu copii acasă. Nu mă duc și eu frumos la nevastă mea. Păi dumneavoastră nu vă duce și dumneavoastră la soțul dumneavoastră? Păi asta spun. Haideți să vă explic un lucru. Vă rog. Nu vă cunoaștem ca angajat aici. Păi cum adică nu mă cunoașteți? Că nici eu nu vă cunosc pe dumneavoastră. Șeful dumneavoastră a venit azi aici? Nu știu cum v-am spus că n-am noi știm că a fost. Sunați-l pe șeful dumneavoastră. Sunați-l pe șef. Să ne confirme că sunteți angajat aici. Păi cum adică să vă mutați de confirmarea lui? Avem nevoie de confirmarea lui. Păi că cum adică dumneavoastră ați venit aici peste mine, nu mi-a zis de ce, nu mi-a zis cum și tot eu să-l sun, tot eu să fac scandal cu șeful meu? Păi după aceea să vină să-mi spune ce... Nu vorbiți peste noi. Dar eu nu vorbesc peste dumneavoastră, domnișoară, că eu am respect pentru femei, da? Vă rog frumos. Unde sunt cheile de la vulcanizare? Mă întreb cu ce încuiați să plecați acasă. Haideți încuiem împreună. Unde sunt cheile? Unde sunt cheile? Sunt aici. Sunt unde aici? Poate așa că nu știu unde le-am lăsat. Mai e cineva în interior? Sunt aici, nu mai e nimeni, cum să fie cineva? Sunt aici undeva, mă duc, le cau. Vreți acum să vedeți? Păi n-ați spus că plecați. Haideți să plecăm toți trei. Păi ce facem? Plecăm, mergem la nevastă mea tot? Așa ați spus. Păi vreți să mergeți cu mine? Cum adică? Închideți în prezența noastră. Dar de ce? Cum adică? Mă obligați dumneavoastră să închid în prezența dumneavoastră? Dar cum? Ce facem aici? Unde ne-am trezit? Păi observ că ușile nu sunt asigurate. Observ că nu ai asigurat aici. Cum voiai tu să pleci? Unde e cheia? Unde e cheia? Unde e cheia? Păstrează distanța! Rămâi cu mine aici! Urcat! 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 Rămâi acolo! Rămâi acolo! Rămâi acolo! Unde vrei să fugi? Nu fug nică... Dă-mi și brațul ăsta! Dă-mi și brațul ăsta! Fugi, bă! Calmează-te! Calmează-te! Cine e? Te întorci în fund! Bă, fugi! Rămâi! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! Aruncă bâta! Aruncă bâta! Aruncă bâta! Urcă mașină, fața la perete! Mâinile depărtate! Fața la perete și mâinile depărtate! Picioarele depărtate! Lipește-te de perete! Lipește-te de perete, am zis! Mai ai două pereche decât tu și Costi! Sună la mine, sună la mine! Fă legătura! Un echipaj va veni în sprijin pentru conducerea celor doi la secție. Cine mai e înăuntru? Nimeni, nu? Bună seara! Bună seara! Cine sunteți dumneavoastră? Răzvan Pascu. Sunteți bine? Sunt ok, sunt bine. Domnul Răzvan, v-a lovit? A spus ceva? Nu, cine mai e în interior? Nu cred că mai e nimeni. O să facem verificări. Vă rog. Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați făceau parte dintr-un grup infracțional organizat, structurat în scopul săvârșirii infracțiunilor de camătă, șantaj și spălarea banilor, ce ar fi acționat în municipiul București. Membrii grupului infracțional organizat ar fi acordat, fără a fi autorizați, sume de bani cu o dobândă lunară cuprinsă între 10% și 20% din valoarea împrumuturilor multor persoane din municipiul București. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, au fost descoperiți și indisponibilizați 14.600 de euro, 13.000 de dolari și 8.950 de lei, precum și 4 autoturisme de lux. În urma probatorului administrat, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a 5 bărbați, toți din municipiul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Ulterior, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile față de cei 5 bărbați.
Ia uite, tată, stai să-ți arăt ce pot să fac. Ia uite. Rămâi pe dreapta. Ia uite, iau și mâinile de pe volan, ia uite. Mâinile de volan!